Dar neprihănirea mea va dăinui în veci, spune Domnul, și mântuirea mea se va întinde din viac în viac. Isaia 51:8. Când vorbim de o generație în istoria omenirii, ne gândim la scurtimea vieții umane și la schimbarea continuă dintre oameni. Un neam trece, altul vine, și Pământul rămâne veșnic în picioare. Eclesiastul 1:4. Ce contrast între om și cer și munții din jurul lui, mereu aceeași. Ce contrast între om, a cărui viață nu este decât un abur, și Dumnezeul neschimbător și veșnic. Vom vedea că scripturii nu-i place atât de mult să contrasteze aceste două lucruri opuse, cât să le pună împreună. Biblia ridică omul din efemeritatea vieții pentru a-și găsi refugiul în statornicia lui Dumnezeu. Cât despre om, zilele lui sunt ca iarba, dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de el și îndurarea lui pentru copiii copiilor lor. Psalmul 103, cu 15 și 17 Dumnezeule, nu mă lua la jumătatea zilelor mele, tu, ai cărui ani, țin veșnic. Cerurile și pământul vor pieri, dar tu vei rămâne, dar tu rămâi același și anii tăi nu se vor sfârși fiii robilor tăi își vor locui țara și sămânța lor va rămâne înaintea ta. Psalmul 102, versetul 24 și de la 26 la 28. Moartea poate despărți un neam de altul, dar îndurarea lui Dumnezeu le leagă, trecând de la unul la altul. Neprihănirea lui veșnică se descoperă pe sine ca mântuire din neam în neam. În fiecare punct în care Dumnezeu se întâlnește și lucrează cu omul, există două laturi la care trebuie să privim, divinul și umanul. Lucrul acesta este adevărat și în transmiterea mântuirii lui Dumnezeu de la o generație la alta. Credincioșia lui Dumnezeu insuflă mântuire în om și de aceea o cere și o răsplătește. În unele pasaje, Aproape pare că totul depinde de om și de păzirea legământului de către el. Și așa este, într-adevăr. Însă păzirea acestui legământ nu este lucrarea omului prin care el își asigură binecuvântarea, ci este vorba de mila și de adevărul lui Dumnezeu care spune că există putere și siguranță în credincioșia umană. A cunoaște scopul lui Dumnezeu și a crede promisiunea lui transmite sufletului tocmai duhul credincioșiei lui. Acest lucru ne leagă strâns de el. El, cel care este totul în toate, își poate împlini scopul în noi. Haideți să privim la aspectul divin al acestei mântuiri din generație în generație. În Isaia, acest adevăr este exprimat de foarte multe ori. Și iată legământul meu cu ei, zice Domnul. Duhul meu care se odihnește peste tine și cuvintele mele pe care le-am pus în gura ta nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum și până în veac, zice Domnul. Isaia 59:21. Acest pasaj se referă la vremurile Noului Testament. Când Dumnezeu și-a încheiat legământul cu David, el a anticipat generații în care avea să fie neascultare și prin urmare pedeapsă. Duhul promis și cuvântul din gura unsului lui Dumnezeu și a poporului său este să nu se depărteze de gura seminței seminței lui. Există familii în cadrul cărora generații întregi și chiar secole, cuvântul și Duhul Sfânt nu s-au depărtat de gura copiilor lor sau a copiilor copiilor lor. Haideți, deci, să ne deschidem inimile pentru a primi promisiunea și a o lăsa să crească în noi. Atunci vom avea cealaltă promisiune frumoasă. Le voi da cu credincioșie răsplata lor și voi încheia cu ei un legământ veșnic. Sămânța lor va fi cunoscută între neamuri și urmașii lor printre popoare. Toți cei ce vor vedea vor cunoaște că sunt o sămânță binecuvântată de Domnul. Isaia 61, și 9 sau, după cum este exprimat în altfel, căci vor alcătui o sămânță binecuvântată de Domnul, și copiii lor vor fi împreună cu ei. Isaia 65,23 cu Legământul cu Avram și David a fost de asemenea un legământ veșnic, dar împlinirea lui a fost realizată în ciuda generațiilor care s-au dovedit necredincioase. În puterea Duhului Promis, părinții credincioși pot cere și pot aștepta de la copil la copil să vadă binecuvântarea Domnului. Acesta trebuie să fie rodul turnării Duhului Sfânt. Promisiunea tu, fiul tău și fiul fiului tău, de Oteronom 6,2, se va împlini literalmente. Aceasta nu va fi doar pentru confortul și bucuria noastră și pentru binecuvântarea copiilor noștri, ci pentru ca Dumnezeu să fie cunoscut și glorificat. Sămânța lor va fi cunoscută între neamuri, Isaia 61:9. Ei trebuie să fie martorii lui Dumnezeu pe pământ, și dacă este nevoie, printre neamuri, până la marginile pământului. Pentru acest motiv, Cuvântul și Duhul nu trebuie să se depărteze de gura seminței noastre de acum înainte și pentru totdeauna. Haideți să privim acum aspectul uman al împlinirii acestei promisiuni: mântuirea mea din neam în neam. Lucrul cel mai remarcabil este că scopul lui Dumnezeu este prezentat în cuvintele acestea. Nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni, laudele Domnului, puterea lui și minunile pe care le-a făcut. Psalmul 78 cu 4. Apoi citim: Un neam de oameni va lăuda lucrările tale altui neam de oameni. Psalmul 145 cu 4. Bucuria triumfătoare a acestui psalm de laudă oglindește duhul în care părinții ar trebui să povestească copiilor lor despre bunătatea și gloria lui Dumnezeu. Aici este latura umană. Părinții, care îl cunosc pe Dumnezeu, arată copiilor lor lauda lui, puterea lui, lucrările lui minunate. Instruirea părintească se face în lucrarea Duhului Sfânt, mărturisind pentru Dumnezeu în Duhul laudei. Spunând ceea ce El a făcut pentru noi. Copiii sunt învățați nu să uite lucrările lui Dumnezeu, ci să-și pună nădejdea în El, să păzească poruncile Lui, să se încreadă și să asculte de El. În acest fel, neprihănirea lui Dumnezeu, care ține din veșnicie în veșnicie, devine mântuire din generație în generație. Părinți, este voia lui Dumnezeu ca mântuirea să fie din generație în generație și în familia voastră. Copiii voștri trebuie să audă de la voi și să transmită mai departe copiilor lor lauda Domnului. Haideți să căutăm să intrăm în planurile lui Dumnezeu și cu întreaga noastră inimă să muncim cu hotărâre pentru a obține binecuvântarea și a-i face plăcere Tatălui nostru. Știm de ce este nevoie. Nimic altceva decât dedicare din toată inima lui Dumnezeu. Nimic altceva nu va fi suficient. Mântuirea lui Dumnezeu nu trebuie să fie un lucru secundar de care trebuie să ne bucurăm alături de lucrurile lumii. Mântuirea copiilor noștri trebuie să fie prioritatea noastră. Trebuie să ne concentrăm întreaga inimă asupra ei, așa cum face Dumnezeu. Acesta trebuie să fie singurul lucru pentru care să trăim, al glorifica pe Dumnezeu. O astfel de viață va dovedi copiilor noștri bucuria mântuirii lui Dumnezeu, și îi va influența și pe ei să fie mântuiți. Această dedicare din toată inima va da tărie credinței noastre și încredere, nădejdii noastre. Sub inspirația ei, rugăciunile noastre vor fi stăruitoare și pline de credință. Va împărtăși instruirii noastre tonul plin de bucurie al siguranței și va face din viața noastră un model pentru copiii noștri. Numai o generație care trăiește pentru Dumnezeu o va obține pe următoarea pentru el. Trebuie să mă aștept ca dedicarea mea din toată inima către Dumnezeu să îi călăuzească, deoarece mântuirea lui este din generație în generație. Doamne, Dumnezeule, lasă ca acest cuvânt al tău, mântuirea mea din neam în neam, să-mi umple inima. Fă ca chemarea și datoria mea Alături de promisiunea și scopul tău, să fie la fel de clare și pentru mine. Atunci voi ști că mântuirea copiilor mei este la fel de sigură ca mântuirea mea. Doamne, fă ca în lumina ta să conștientizez și să arăt pe deplin ce înseamnă mântuirea, mântuirea de păcat și puterea ei de sfințire și slujire a lui Dumnezeu. Doamne, dă-mi harul să fac ca mântuirea să fie singura avuție de familie pe care copiii mei să o prețuiască. Fie ca singurul lucru transmis în familia noastră, din copil în copil, să fie mântuirea, dragostea, bucuria și slujirea lui Dumnezeu. Da, Doamne, tu ești cel veșnic și neschimbător. Fă să fie așa din neam în neam. Amin.